Da, vă ascultăm. Deci, din mine proiectul e sală de fitness, localitatea satul Năvărnesc, Rălău Pălești. Beneficiarii ai proiectului direct și indirect sunt tinerii din sat, în număr de 516 persoane și aproximativ 300 tineri din satele vecine, inclusiv și persoane mai în vârstă, nu numai tineri. Beneficiarii APL, beneficii APL. Noi oportunități pentru ridicarea nivelului de prestare serviciilor publice, sănătatea cetățenilor, beneficii privați, câștig, oportunitate afaceri, riscuri, schimbarea legislației, perspective, deschiderea locurilor de muncă și identificarea talentelor. Înlesniri fiscale, oferirea gratuită a încăperii, dar nu numai anul de, oferirea gratuită a încăperii cu condiția asigurării stării tehnice a clădirii, cred că mai corect ar fi. Și costă $20.000. Costul proiectului $20.000. Rugăm întrebări. Vă rugăm să interveniți cu întrebări, stimați colegi. Cum vedeți oportunitatea de afaceri aici? În servicii sportive? În servicii, da. De ce gen ar fi posibil? Gen? În afară de sală fitness, ce ar mai fi posibil? Ar putea să fie și cercuri, da? Ar putea fi și diferite cercuri sportive. Cum a propus doamna Viorica, cabinetul kinetoterapie. Cabinetul kinetoterapie, ca un complex, da? Sportiv și de întremarea sănătății, probabil, da. Ce localități în care putea să mai beneficieze? Da, de proiectul dat, de serviciile date mai precis, s-ar putea beneficia cetățeni din satele vecine, cum sunt satul Logoteni, Alpinețul Vechi, Călinești, Chietriș. Bine. Câți beneficiari de pe satele vecine tău? Aproximativ 300. Dacă ați luat mai tineri, dacă ar veni, de exemplu, ar fi o sală de masare, o sală de... Da. Dacă s-ar extinde afacerea, agentul economic care, cred că ar fi beneficiari și de o vârstă mai înaintată, să zicem. De toate categoriile. De toate categoriile, da. Cetățeni de toate categoriile, da. Bine, vă mulțumim.